Bun găsit la Agricultura cu un milion de fețe. Astăzi vă invităm să mergeți peste primar și să cereți cadastrarea. O să aflați în curând de ce, acolo unde nu există cadastru, nu va fi nici bunăstare după 2020. V-am spus-o de atâtea ori și o să o repetăm până când autoritățile române vor face și această operațiune care pune în fine ordine în averea statului. Tot astăzi aflăm despre principiile după care se ghidează România atunci când negociază la Bruxelles banii din viitorul exercițiu bugetar, despre fondurile pentru motorină, guvernul în generozitatea sa subvenționează și în acest an o parte din consumul de motorină din agricultură. Un ghid pentru fonduri europene, din nou, atenție, e vorba mai ales pentru autoritățile locale, vreți să le faceți drumuri în sat? Acum există un ghid publicat chiar de Comisia Europeană. Ghid care vă lămurește ce trebuie să faceți, cum și când. Și încă două subiecte. 27 de oameni au murit în România din cauza gripei. Ori suntem noi mai slabi, ori e boala mai puternică. Și o nouă problemă, dată de noul cod fiscal, da? Mamele care și au concedul pre- și postnatal vor avea mai puțin bani. Acum autoritățile se chinuie să cărpească și această uh, neregularitate în legile fiscale și ca o consecință putem noi să spunem, pentru că ea vine din timp, în județul Vaslui se închid sau s-au închis deja zeci de școli. Asta pentru că sunt tot mai puțini copii. Haideți însă să începem Așa cum vă spuneam, dumneavoastră, în calitate de fermier, de proprietar de teren, de tot ce vreți dumneavoastră, dacă nu aveți în comună cadastru efectuat și nu există o hartă cadastrală, nu aveți decât să mergeți peste primar și să cereți să facă această operațiune. Dar nu spuneți că nu sunt bani, pentru că există inclusiv de la Uniunea Europeană fonduri generoase. Sunt 365 de milioane de euro la nivelul Uniunii Europene, da? Asta ce înseamnă? Că România poate folosi cea mai mare parte din acești bani, pentru că foarte multe state, de dincolo de granița de vest a României, nu mai au niciun fel de problemă cu cadastrul, da? Declarația aceasta cu cadastrarea, cu nevoia de cadastrare, a fost făcută astăzi din nou de un europarlamentar. E vorba de Daniel Buda, care e și în Comisia pentru Agricultura a Parlamentului European și știe ce spune. Fără cadastru, din 2020, adio subvenții. E un subiect despre care am discutat de atâtea ori eu cu dumneavoastră, dumneavoastră între voi și lucrurile s-au mișcat destul de puțin. Acum, intenții bune de la guvern am auzit mereu, chiar ministrul Petre Daia spunea și nu odată. L-am auzit și eu în conferințele de presă și în declarații mai puțin oficiale că această operațiune cadastrare a teritoriului național e mai mult decât importantă. Da, dar noi nu avem nicio treime din teritoriul cadastrat și dacă ne gândim că deja aproape s-a dus și februarie 2018 până în 2020, nu mai e așa de mult. Ar trebui ca statul să facă cerere pentru fonduri europene la Comisia Europeană, vă spuneam, sunt 365 de milioane de euro disponibil. România ar putea să ia o sumă importantă, ar putea să mai dea și de la buget. Numai că, tot așa cum ați aflat și din emisiunile noastre și nu acum, mai de demult, Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu pare a fi o instituție foarte iubită de Ministerul de Finanțe, pentru că la un moment dat cei de acolo au aflat că trebuie să plece după fonduri europene și le s-a luat, mai știu cât un miliard de lei, parcă suma respectivă din bugetul pe următorii ani. Uh, N-avem nici suficienți uh, specialiști în acest domeniu. A apărut o idee în spațiul public să se folosească specialiștii din armată, există topografi, există oameni care se pricep la așa ceva. Deocamdată, acțiunile par destul de sporadice. Chiar dacă tot vin comunicate că din câte mii de comune sunt, vreo 1500 au contracte de cadastrare deja încheiate, că lucrurile merg bine. Bun. Acum că lucrurile merg bine, e una. Dacă sunt terminate, e alta. Și mai e mult până atunci. Deci, atenție din 2020 și e o cerință a Uniunii Europene. Oamenii spun așa, dacă vă faceți ordine în o gradă, o să primiți bani să vă dezvoltați în continuare. Dacă nu, asta e condiția noastră. Sunteți membri ai Uniunii Europene. Trebuie să vă supuneți regulilor. Fără cadastru, adio, subvenții. Să mergem însă la o veste mai bună pentru cei care au de gând să facă proiecte, tot pentru finanțare europeană, dar nu de cadastru, în alte domenii. Da, aveți de construit un grajd. Ei bine, cei de la Afir s-au gândit să simplifice lucrurile mai mult că tot se plânge lumea de birocrație în accesarea fondurilor europene și că vă trebuie teancuri de dosare ceea ce am eu aici pe masă ar fi probabil numai rezumatul părții introductive, da? Ei bine, cei de la Afir au făcut o Hai să spunem, da, am zis, o simplificare. Proiectele de utilitate publică, e vorba de infrastructura de bază și de acces în mediul rural, nu mai are nevoie de foarte multe hârtii, pentru că acum puteți cumpăra la pachet serviciile de proiectare și de execuție a lucrărilor. Se numește licitație la pachet. Deocamdată însă, mai așteptați puțin, nu vă repeziți să faceți acest lucru, e încă în discuție, mai trebuie să treacă de cum să spun, de minister, da? Să semneze ministrul acolo. Dar veți avea în loc de două dosare, unul singur. Nu, nu veți mai avea nevoie de un dosar privind proiectarea și de unul privind achiziția de lucrări. Și acest lucru vine în folosul celor care au de gând să facă ceva pentru comunitate și cred că vor face să nu ne gândim așa departe. Cât mai e până în 2020, până la alegeri? Doi ani și vreo trei luni. Nu-i așa? Așa că primarii se grăbesc de pe acum să depună proiecte. Atenție că s-ar putea să nu le vedeți finalizate în mandatul dumneavoastră dacă nu vă grăbiți. Pentru că trebuie să întocmiți un proiect, să-l depuneți, să treacă printr-o fază de evaluare, de aprobare, eventual să mai cer clarificări, durează. Apoi trebuie să vă apucați de construcție și banii vin mult mai târziu decât credeți dumneavoastră. Nu vii varsă nimeni în ușa primăriei. Dar Există o procedură simplificată, de altfel e și una din, prin, unul din principiile după care se va conduce viitoarea politică agricolă comună, cea care urmează a fi dezbătută și de ministrul Petre Daia, care pleacă în Polonia, în Franța și apoi la Bruxelles la o întâlnire cu comisarul Phil Hogan. E un Consiliu al Ministrilor Agriculturii. Știm foarte bine ce vrea România, da, sunt declarații publice, rămâne să și obțin acest lucru, iar pentru asta e nevoie de o majoritate semnificativă din partea statelor europene, menținerea pilonului 1, da, plățile directe, subvențiile și pilonul 2 pentru investiții. Acum, în ce măsură ele vor fi la fel de generoase financiar ca până acum, rămâne să aflăm, pentru că se vorbește și de o flexibilizare. În așa fel încât banii care stau într-un loc se poată fi transferați fără a fi considerată de turnare la un alt capitol. Avem uh, ceva despre provocările pe care și le asumă România, le discutea, în materialul următor. România susține menținerea bugetului politicilor agricole comune și cei doi piloni, și spune nu plafonării. Vrem să ne ducem spre convergență, să vedem ce perspective creăm pentru fermierii tineri. Un tânăr de astăzi nu poate fi un fermier de mâine fără pământ ce perspective îi dăm. Și noi avem, din acest punct de vedere, instrumente de sprijin, care presupun garantarea cu 80% de către stat a creditului pentru capitalul de lucru. Sunt cuvintele ministrului Daia referindu-se la viitorul agriculturii pe bătrânul continent. În ceea ce privește achiziția terenurilor agricole, șeful Meadere a subliniat că prin schimbarea condițiilor impuse în cumpărarea terenurilor, Proces care se află în derulare se dorește crearea, citez, unui culoar favorabil tinerilor. Am încheiat citatul. În privința politicii agricole comune, șeful Meadere consideră că Ministerul Agriculturii are o mare responsabilitate în ceea ce privește stabilirea priorităților, dar acest lucru se face numai în dialog cu fermierii. Aici trebuie să stai mereu în dialog cu fermierii. În 2019 deținem președinția și din acest punct de vedere trebuie să ne pregătim. În acest context, Ministrul Agriculturii se va afla săptămâna viitoare în Polonia și Franța la invitația omologilor săi, dar va participa și la Consiliul de Ministri ai Agriculturii de la Bruxelles, unde va discuta cu Comisarul European pe Agricultură, Phil Hogan. Bun, așadar rămâne să vedem când se întoarce ministrul Daia de la Bruxelles cu ce vești, sigur le va comunica pe toate căile oficiale și cei din biroul de presă al Ministerului Agriculturii vor face un comunicat. Și îl vor da către presă. Noi o să aflăm și o să vă spunem despre ce este vorba. Știm sigur că și anul acesta, guvernul, cum spuneam, din mărinimia bugetului subvenționează o parte din cheltuielile cu motorina folosită în agricultură. E o sumă care pare mare la prima vedere, vreo 320 de milioane de lei. În realitate, însă, la câți fermieri sunt în țara asta și la câtă motorină se consumă, dacă nu toată lumea are cel mai nou tractor. Suma nu mai pare foarte mare. E o mică parte din ce a alocat până în 2020, sunt 3,3 miliarde de lei. Știți că nu puteți cumula această cerere de ajutor, subvenționarea unei părți din costul motorinei cu alte scheme eligibile pentru același domeniu. Da, mer merită să, să faceți. Ce e important și o știți și dumneavoastră, parcă, parcă față de anul trecut, această subvenție la motorină e un pic mai mică, nu-i așa? Ea e într-o sumă fixă, dar a mai crescut valoarea combustibilului. Mă uitam aseară oarecum siderat, așa recunosc, n-am pus benzină în ultima vreme. Mașina mea merge pe benzină și eram la o stație a celui mai mare operator din piața națională și nu stațiile acelea brânduite cu verde, ci cele vechi cu galben. Da? Nu-i spunem numele să nu fie considerat reclamă, dar știți despre ce vorbesc. Cea mai ieftină benzină de 95, da, acolo unde se consideră că era cel mai ieftin din piață, mi-a luat ochi, era 5 lei și 61 de bani litru. E, cred că, o metodă prin care românii sunt încurajați să folosească mai mult transportul în comun. Eu n-am nimic împotrivă, Mergi și cu autobuzul. Dar săraci ceilalți care n-au de ales, sau dumneavoastră în agricultură, care trebuie să cumpărați motorina la prețul de 5,72 lei, de exemplu, dacă e la o stație de alimentare. Vă dă statul înapoi ceva, dar nu vă dă în prima fază oricum banii cheltuiți. O să plătiți acciză dacă mai traversați și un drum național. Eh, sunt o groază de lucruri. Spuneam, când vorbeam de cadastrare și de achizițiile publice, în atenția primarilor a apărut un ghid pentru fonduri ale Uniunii Europene. Astăzi a fost publicat acest ghid, el aparține Comisiei Europene, deci ar fi bine să-l căutați, să întrebați, dacă nu-l găsiți pe, pe pagina de internet a Comisiei, există în România o reprezentanță a Comisiei Europene, da? Dacă nu, puteți întreba la Ministerul Lucrărilor Publice e un ghid care vă învață ce înseamnă folosirea economicoasă a banilor europeni în acest domeniu. Și știți și dumneavoastră, nu e foarte gros acel ghid, dar merită să-l luați, să, măcar să vi-l printați și să l-aveți acolo în sediul primăriei, pentru că acolo o să aflați exact ce proiecte sunt eligibile, da, cât la sută se poate finanța, care sunt sursele de finanțare dincolo de bugetul de care depindeți dumneavoastră. Um, și multe alte lucruri, inclusiv IMM-urile, da? Întreprinderile mici și mijlocii și sunt o groază și în mediul rural. Chiar dacă majoritatea se numesc bistrouri, cârciumi sau bodegi. Dar și IMM-urile găsesc acolo în drumări despre cum pot să acceseze fonduri europene. Acum, nu că n-ar exista la nivel național astfel de documente, ele sunt întotdeauna, le găsiți, știți și dumneavoastră, da, acesta e unul mai mult decât oficial. E quasi-oficial. Căutați-l și atunci aveți un motiv în plus să vă așteptați la reușita proiectului pe care îl depuneți. Evaluarea proiectelor unde se depune sunt toate, toate acolo și v-am spus, nici măcar nu e gros, poate fi citit oricum înainte de campania electorală viitoare. Acum, campania viitoare, cea electorală, s-ar putea să fie mai puțin costisitoare pentru candidații la un post sau altul în administrația locală sau în Parlament, chiar pentru că, din păcate, suntem mai puțini. Acum, rata, cum să spun, mortalității în România e destul de ridicată, chiar dacă a mai scăzut ea în ultima vreme, se nasc tot mai puțini copii și o să aflăm ce consecințe are acest lucru. Dar, dincolo de cauzele naturale, printre care aș enumera și sărăcia, puținătatea banilor, lipsa fondurilor pentru medicamente, da, faptul că unii n-au bani pentru a mânca măcar o dată în zi, așa cum ar trebui, deci, dincolo de aceste lucruri, se moare și din cauza gripei. Autoritățile nu recunosc o epidemie de gripă în România. Spun că, deocamdată, sunt relativ puține cazuri, chiar dacă ele se numără cu zecile de mii. Au o populație și așa șubrezită, da? Să nu uităm că 28 de ani de tranziție n-au însemnat bine pentru toată lumea. Majoritatea sunt cei care s-au chinuit să reziste de pe un an pe altul, da? Sunt cei care au avut azi un salar, mâine nu l-au avut, că patronul i-a dat afară, apoi mâine au ieșit din șomaj și apoi s-au descurcat fiecare cum a putut. Ei bine, oamenii se îmbolnăvesc, au imunitatea scăzută, nu știu, eu nu cred în prostiile acelea cu uh, suplimentele naturiste care ne fac niște supermeni. S-au văzut cazuri în care aceste suplimente naturiste erau de fapt praf de cărămidă, nu dau exemple, da, dar e o țară mare la Est care exporta praf de cărămidă la greu. Drept uh, știu eu, esență de ginkgo biloba. Da? Toată lumea se întreba de ce are culoarea roșiatică și se explica la toată lumea care întreba că așa e ginkgo biloba în China. Deci nu credeți în astfel de lucruri. O să trebuiască să vă tratați, dar până la tratare e bine să faceți un vaccin. Nu l-ați făcut până acum, nu știu ce să mai spun, în curând trece iarna. Dar schimbările climatice recunoaște, uh, de fapt nu climatice, că asta e pe termen lung, schimbările de vreme, din ultima vreme. Azi e cald, mâine e ger, poi mâine e soare, după aceea plouă și tot așa, ne-au făcut să fim mai puțin rezistenți în fața bolii. Iar cei care aveau boli anterioare sunt cei mai expuși. Așa că 27 de oameni până acum au murit din cauza gripei în România. Chiar Ministrul Sănătății, Sorina Pinta, recunoaște că sunt mult mai multe cazuri față de anul trecut. Este mai mare decât cel de anul trecut, decât uh, aceeași perioadă anului trecut. Anul trecut a fost, au fost 21 de decese, anul acesta avem deja 25. Putem declara epidemie? În acest moment nu. Este un sezon de gripă cu o circulație mai intensă a virusului gripal. Dar eu cred că populația nu este interesată dacă se numește epidemie sau circulă mai intens virusul gripal. Este un sezon al gripelor. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea bune explicații, din păcate boala se manifestă în continuare. Atenție, mai ales cei care ați avut probleme de sănătate anterioare sau știți că le aveți. Bun, schimbăm puțin registru, dar nu, nu foarte departe, da, o națiune care vrea să aibă și un viitor, își dorește copii sănătoși, dacă se poate, cât mai mulți. Ei bine, în România a devenit o aventură să faci un copil pentru foarte multe categorii sociale cei care și-au găsit o carieră, mai ales cele care și-au găsit o carieră, se, întreb dacă, nu, se întreabă dacă nu cumva ar fi bine să amune cât mai mult să facă un copil, pentru că acesta te rupe de perioada în care ești angajată și eventual ai și niște venituri pe măsură. Știți epopeea veniturilor acel 85% sau cât se dădea în concediu maternal, da? La un moment dat, unii au spus că în România fostul guvern, nu mai spun care, da? Sau cel de dinainte, nu contează oricum în ultimul an, da? Că nu e bine să dai atâția bani, că uite, domnule, undeva în Transilvania o persoană care e în concediu de post natal a luat mii de euro. Păi da, da, ca să iei această valoare înseamnă că ai cotizat foarte mult înainte și atunci nu era de mirare. Și mai era un exemplu absolut aberant, halucinant, a unui ministru, da, cred că al muncii, nici nu mai știu, o simpatică doamnă de prin Oltenia, care spunea așa, domnule, la cât câștigă Simona Halep, vă dați seama dacă face un copil câți bani trebuie să-i dăm milioane de euro pe lună. Era o aberație, pentru că nimeni nu și-a pus problema așa, în primul rând contează câte venituri ai declarat și în funcție de acelea ți se plătește indemnizația de îngrijire a copilului sau concedul prenatal. Ei bine, acum mamele, după aplicarea noului cod fiscal sau cele care vor să devină mame, au stat cu creionul pe hârtie, au fost ajutate de câțiva finanțiști de la o firmă de audit și evaluare financiară și au ajuns la concluzia că nu e bine să facă acum un copil. Statul le ia banii, da? Mulți bani. Scăderea contribuțiilor sociale, de fapt, înseamnă și mai puțin bani pentru astfel de mame. E încă o greșeală, o greșeală, da, a guvernului noul cod fiscal, un cod fiscal care ar fi trebuit să fie gândit îndelung, da, să fie discutat cu societatea academică, cu oamenii de afaceri din România, oameni de afaceri care s-au plâns că mereu astfel de schimbări omoară și n-apucă să-și facă planuri. Acest cod fiscal făcut la îndemnul și la gândirea unui eminent fost primar, probabil, da, un om de încredere pentru guvernanță, așa cum o declarau cu atâta timp, ce dacă e condamnat într-o primă instanță, nici nu contează. Așa că acum, după ce a ieșit acest minunat cod fiscal, din două în două zile, guvernul se gândește să dea o ordonanță de urgență. Știți care e urgența? Că sunt mai prostii în urmă și trebuie corectate. Chiar ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, recunoaște, domnule, o să fie probleme cu indemnizațiile pentru cele care vor să nască un copil. De aceea, nicio problemă, în scurt timp rezolvăm și această problemă. Astăzi și mâine la Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii, Sănătate, Casă, Sănătate și de, de Pensii se discută toate aceste lucruri, ca eventuale astfel de situații să fie acoperite legal și după aceea, bineînțeles, și material. Nu spun acum care va fi soluția. Ideea să discutăm, să identificăm toate astfel de posibile situații, după care vedem exact care e cea mai bună abordare, astfel încât oamenii să nu pierdă. Vă am spus ceea ce contează. Contează interesul omului. De deci ce plecăm? Că nu stăm acum să ne de o sau, sau de un act normativ, nu știu, de altă, de altă putere. Ideea ca oamenii să nu pierdă. Asta contează. Domnule, vă dați seama ce viață au guvernanții ăștia? Astăzi se duc la servici la ora 8. Da, că nu vin mai devreme prea mulți. La ora 9 deja apar oamenii cu probleme în fața ministerului sau primesc mail-uri. Ne scad salariile, ne scad veniturile. La ora 10 omul conștientizează că e o problemă și începe să fie sunat de cei din presă. Ce o să faceți? Că uită-te, scad salariile, scad veniturile, scad pensiile, da, nu mai sunt bani de medicamente. Până la 12, omul respectiv caută un răspuns. La 13, iese într-o conferință de presă și promite că a doua zi, la 14, în ședința de guvern, problema e rezolvată. Acum, a doua zi, e de la capăt. Același lucru. Vi la servici, constați că au venit alți oameni cu alte probleme. De exemplu, cum sunt funcționarii publici, da, care cei din aparatul central au constatat că au salarii mai mici, că statul n-a fost parolist și nu le-a acoperit... Uh, acea creștere a contribuțiilor sociale, așa cum a făcut-o cu alții, se gândesc să dea în judecată statul. Dar mă rog, până acolo mai e. Vă spuneam că aceste politici sociale deloc articulate, haotice, da? Nu există o strategie în domeniul demografic în România și dacă e vreun guvernant să-mi dovedească că există o astfel de strategie, îl salut și are tot respectul meu. De exemplu, numai în județul Vaslui, da? Lipsa unei politici demografice sănătoase în România face ca zeci de școli și grădinițe să fi fost închise. Acum nu când aveau bani de funcționare, că mai găseau autoritățile locale. Nu mai sunt copii, da? În 2012 erau aproape 79.000 de copii în județul Vaslui, acum mai sunt 66.000, da? Dacă stau și Socot, vreo 13.000 nu mai sunt. O parte dintre ei au plecat afară, poate cu părinții, dar n-au plecat toți. Da, hai să nu ne gândim la lucrul ăsta. Se nasc tot mai puțin copii și atunci pentru ce mai avem școli, pentru ce avem un sistem de educație supradimensionat. Bun, un ultim subiect. Astăzi se laudă statisticile din România cu creșterea producției de lapte, că anul trecut a fost colectat cu 8% mai mult lapte decât în 2016. Foarte bine. Și ce facem cu el? Că în continuare România nu e în stare să-și acopere necesarul de, de lapte, deși toți spun că da, se poate și de aceea se importă lapte foarte ieftin din Germania, Austria, Ungaria și altfel de produse. Dar există un risc, da? Uh, și cu asta o să încheie emisiunea. După aceea mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Medicii veterinari atrag atenția asupra unei scăpări legislative. Medicamentele, antibioticele animale pot fi cumpărate fără rețetă din farmacii. Iar de aici și până la riscul ca ele să fie folosite în tratamentul uman absolut necontrolat și cu efecte adverse, perverse, nu e decât un pas. Deci un avertisment din partea medicilor veterinari. Documentul proaspăt aprobat permite ca antibioticele și alte medicamente veterinare să fie vândute în afara farmaciilor, fără recomandarea specialistului. Practic, Oricine își poate trata acum animalele după ureche, riscând să dezvolte, la fel ca acestea, o rezistență microbiană. Riscurile sunt imense, va rămâne la propria atitudine a proprietarului de animale să administreze produsele când dorește, cât vrea, ceea ce este în detrimentul direct atât al animalelor cât și al consumatorilor. Crescătorii pot pune pe piață lapte, carne și ouă cu remanență de antibiotice, pentru că medicul nu mai poate controla momentul când substanța iese din organismul păsărilor sau al vacilor, iar cei care dețin animale de companie bolnave le pot trata și ei după ureche, riscând astfel ca starea de sănătate a animalelor să se agraveze. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că nu există la ora actuală, în perioada de testare, suficiente antibiotice din generațiile noi, care să compenseze rezistența galopantă a microbilor observată și de veterinari. Bun, cu acest avertisment ne l-am rămas bun. Mâine promit să vă vorbesc despre o nouă gamă de antibiotice. O să spuneți că nu vă privește. Ba da, pentru că în România toate spitalele, sau mă rog, nu toate spitalele, dar multe, au probleme cu infecțiile interne. Stafilococul auriu, ați auzit, da, se moare din cauza lui. Ei bine, în America a fost găsit un tratament pentru stafilococul auriu. Și unde? În pământ. Da, așa cum spunea unul din colegii mei, tot ce e pe pământ, ca boala are leacul tot în pământ. O să aflăm mâine, deocamdată sunt experimentă pe Șoareș, dar cu rezultate promițătoare. O seară bună tuturor!